Teatrul Național Radiofonic prezintă "19 trandafiri", dramatizare radiofonică de Rodica Suciu Stroescu, după romanul cu același titlu de Mircea Eliade. Îți pare bine că ne întoarcem acasă, Valeria? Oh, bineînțeles. Deși a fost minunat la Sinaia. Da, a fost superb. Păcat că a plouat tot timpul. Pentru mine a fost soare, pentru că am fost împreună cu tine. Pentru că acum ești în sfârșit soțul meu. Valeria. Sunt fericită, Eusebio. Și eu sunt fericit, iubita. Stai, ce e aici? Un buchet. Un buchet lăsat în fața ușii. Trandafiri? Cine n-a lăsat un buchet de trandafiri? Cine știa că azi ne întoarcem din călătoria de nuntă? Ai mei nu au știut că în sfârșit ne căsătorim, iar tu? Tu nu ai pe nimeni. Așa e. Hai. Oh, să-i pun mai întâi în apă. Da. Sunt superbi. Uite, 1, 2, 3, 19 trandafiri roșii ca focul. Ia stai. 19 trandafiri? Dumnezeule, e un semn de la el, de la Pandele. De la maestrul Anghe Pandele? Da. Marele nostru scriitor care s-a folosit atâția ani de serviciile tale ca secretar și apoi a dispărut fără urmă? Eusebiu, Eusebiu, te rog, eu nu mai pot. Pe mine misterul ăsta mă omoară. Unde e? Dacă trăiește, de ce nu scrie nimic? De ce nu a lăsat nimic în urmă? Cum a dispărut? Și pe mine mă chinuie întrebările. Unde e el? Unde sunt Laurian și Niculina? Niculina, iar te preocupă femeia asta misterioasă. Amintirea este între noi ca un pumnal. Nu-i adevărat, Valeria, tu știi că doar pe tine te-i... Dar pe ea o visezi, te aud noaptea cum îi șoptești numele. Vali. Lasă-mă, lasă-mă, nu mai vreau nici buchetul ăsta de trandafiri. Păstrează-l tu sau aruncă-l. Nu-i drept, eu știu, eu simt că cei 19 trandafiri sunt trimiși de maestrul Angel Pandele. Sunt sigur că e un semn de la el. De la ei trei. Un semn care spune: noi suntem undeva, noi vă iubim. Știi că trandafirul e simbolul vieții, al sufletului. Da, știu, un simbol al iubirii. Dar aș vrea să știu și eu în sfârșit a cui e această iubire. A ei pentru tine? A maestrului pentru tine, secretarul lui? Sau... E un semn de dragoste pentru noi doi, cei care am rămas aici, nu înțelegi? Dragostea pentru ce au lăsat în urmă sau poate pentru ce au găsit dincolo. Unde? Unde? Te implor! Povestește-mi odată pentru totdeauna totul. Spune-mi tot adevărul, tot ce știi. Nu te mai feri de mine, Eusebiu. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu Pandele, cu cei doi tineri. Vreau să înțeleg dacă ești cu adevărat al meu, dacă trăiești în realitate sau trăiești într-o lume de vis. Nu eu trăiesc într-o lume de vis. O, Doamne, ai dreptate, am evitat mereu să-ți povestesc tot ce s-a întâmplat. Asta pentru că tot ce s-a întâmplat poartă pecetea nefirescului, a magicului. De fapt, din ziua în care a apărut Laurian Serdaru în biroul maestrului Pandele, s-au schimbat toate. Chiar
ce permite acestui fenomen, acestui virgulă, dar și altor asemenea. O, pentru Dumnezeu, cine mai e? Dragă Eusebiu, te-am rugat să nu mai primim pe nimeni când avem atât de lucru. Mai, Stepan, n-am chemat pe nimeni, nici un student al noastră, pe nimeni de la editură. Știam că aveți texte noi să-mi dictați. Mă supun destinului, intră. Iertați-mă, maestre, vă rog să mă iertați, dar tânărul acesta vă caută de câteva zile și, uite, azi n-am mai putut să-l refuz. Spune că are lucruri foarte... Am lucruri importante să vă spun, așa, maestre Pandele. Lucruri pe care trebuie să le știți. În sfârșit. Vedeți? De aceea l-am lăsat să intre, m-a convins. Da, bine, 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 Caterina. Inima dumitale bună și miloasă s-a deschis și i-a deschis și... tânărului ușa. Nu mă supăr noi. Ce să fac? Ecaterina, te rog, du-te la bucătărie și adu-i un sandwich tânărului acesta frumos și poate înfometat. Da, imediat. Te rog. Vă mulțumesc. Nici nu mă așteptam să mă primiți atât de călduros, maestră. Mă temeam de clipa asta. Da. Tinere... Mă numesc Laurian Serdaru. Un nume frumos, ca și dumneata. Și rar. Eusebiu, da, întrerupem dictatul. Vii mâine mai devreme și continuăm. Bine, acesta este Eusebiu Damian, secretarul și colaboratorul meu. Îmi pare bine. Vreți să plec, maestre? Nu, chiar deloc, să rămâi. Să vedem ce are tânărul acesta atât de important să-mi spună. Dar te ascult, domnule Serdaru. Mi-am dorit atât de mult să vă cunosc. Da. Probabil că scrii. Și dorești ca maestrul să-ți citească opera? Nu. Nu-i vorba despre asta. Dumneavoastră, maestre Angel Pandele, sunteți, să mă iertați că vă spun așa dintr-o dată, sunteți părintele meu, tatăl meu. Tatăl dumitale? Tatăl meu... adevărat. De ce asta? O încercare de șantaj, o criză de schizofrenie? Știam că o să fie greu, dar trebuia să o fac. Am făgăduit. Cui? Logodnicei mele, Niculina. De fapt, i-am făgăduit că voi veni să vă cer consimțământul la căsătoria noastră. Este o formalitate, un ritual. Nu vă cerem nimic. Dar vă rog, vă rog să o primiți și pe ea aici și să ne dați binecuvântarea ca un tată. N-am mai auzit așa ceva. Un fiu care apare după atâția... Câți ani ai dumneata? Am 29 de ani. Am absolvit conservatorul din București. Și eu și Niculina, din dragoste pentru teatru, jucăm într-o echipă care experimentează metode noi în arta spectacolului. Despre asta o să vă povestesc altă dată. Dar ca să putem trăi, eu sunt instructor de not, iar Niculina dă lecții de franceză și latină. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Dar ce te face pe dumneata să crezi că ai putea fi băiatul meu? Ți-a spus-o mama dumitale? Nu. Bănuiesc că intenționa să-mi spună după terminarea liceului, dar mama mea a murit când aveam 9 ani. Atunci cum poți ști ce avea de gând să-ți spună? Așa, uite, am adus și ceaiul și gustare. Da, mulțumesc, Caterina, pune-le pe birou, mulțumesc. Așa, aici le pun. Da, vă ascult. Pe scurt, repetam Orfeu în Infern, la teatrul din Sibiu. Apoi direcția a hotărât să se înlocuiască spectacolul cu Steaua sus răsare, o comedie antireligioasă. Schimbarea asta... Nu vă amintește nimic? Nu. Da, e drept, au trecut 30 de ani. N-ați scris dumneavoastră acum 30 de ani Orfeu și Euridice, o tragedie în 2 acte și 5 tablouri? Pentru Dumnezeu, dar cum ai aflat? Este singura piesă pe care am scris-o și nu s-a jucat niciodată, nici măcar n-am publicat-o. Știu. Era o piesă religioasă în versuri albe. Nu, era o piesă proastă, artificială. Dar a intrat o singură dată în repetiții la teatrul din Sibiu. Când ai aflat ce asta?
Da, da, e adevărat. Da. Dar după 3 săptămâni s-a scos de pe afiș. Bine, dar ce e cu asta? Niculina, logotnica mea, a remarcat că și acum 30 de ani piesa Orfeu și Euridice a fost scoasă de pe afiș și înlocuită cu un spectacol antireligios. Și acum piesa pe care o repetam noi, Orfeu în Infern, a fost înlocuită cu Steaua sus răsare. Nu înțeleg, în ambele cazuri, repetițiile unei piese reprezentând coborârea lui Orfeu în Infern au fost întrerupte în preajma Crăciunului și urmate de un spectacol evocând nașterea lui Iisus în Betlehem. Da, e o coincidență ciudată, ca o prevestire. Da, erați deci la Sibiu. Se apropia Crăciunul. Acum 30 de ani. Da, dar parcă încep să-mi amintesc. Începuse să ningă. Mi-era teamă că se vor înzăpezi drumurile, așa cum de altfel s-a și întâmplat de altfel. De asta ați și petrecut Crăciunul la Sibiu și, după întreruperea repetițiilor cu piesa dumneavoastră, Orfeu și Euridice, ați ajutat actorii să organizeze un spectacol cu colinde și cântece de stea. Îmi amintesc ca prin vis, apoi am fost împreună la masă, la un prieten, cu toți actorii și... Da, da, cu actrița care juca... Care o interpretase pe Euridice... Da. Și ați dăruit un volum din romanul dumneavoastră, Roata Morii, pe care ați scris că abia atunci ați înțeles cât de profundă și semnificativă este asemănarea dintre Orfeu și Iisus, iar interpreta Euridicei era... Mama lui Laurian Serdaru. Știu că totul pare ciudat și încălcit. Vă cer iertare că am ascultat la ușă, dar era vorba despre ceva foarte important pentru Laurie și pentru mine. Iertați-mă că am intrat așa. Sunt logotnica lui, Niculina Nicolae. Laurian, recunoaște că n-ai reușit. Rare ori anamneza reușește de la prima încercare. Recunoaște că n-ai reușit să-l convingi pe maestru să vină la nunta noastră. Niculina, mă bucur foarte mult că ai venit. Aveam nevoie de tine. Deci aceasta e logotnica dumitale? Da, da. Niculina. Da. Sunt fericită că vă pot în sfârșit întâlni, chiar într-o împrejurare atât de delicată. De la primele romane pe care le-am citit de mult în liceu, am regretat că n-ați voit să scrieți teatru. Da, poate că n-am putut. Dar romanele dumneavoastră sunt atât de teatrale. Au un simț al dialogului și... Da, se poate, se poate. Dar întotdeauna am crezut că nu o să pot scrie teatru, mai ales după primul insucces. Cu Orfeu și Euridice. Dar tocmai despre asta vroiam să vorbim. Laurian a ocolit adevărul ca să nu vă supere. Faptele sunt acestea. Mama lui Laurian, care era căsătorită cu doctorul Serdaru, a jucat-o pe Euridice, în piesa dumneavoastră. Apoi, după ce s-au întrerupt repetițiile și ați organizat cu actorii un spectacol de Crăciun, ați plecat cu toții, da? Sau doar cu Euridice, într-o seară? Iartă-mă, e foarte romantic ce îmi sugerați, dar... Eu nu păstrez nicio amintire în legătură cu acele momente sentimentale. Absolut nicio amintire. Atunci cum vă explicați că Laurian a moștenit de la mama lui un exemplar din romanul dumneavoastră, Roata Morii? Care poartă 2 dedicații. A dumneavoastră către Euridice, în care vorbiți despre asemănarea dintre Iisus și Orfeu, apoi în josul paginii, scris de mâna mamei, pentru Laurian... Când va fi mare, să înțeleagă și să ne ierte. O dedicație tulburătoare. A, iertați-mă, nu v-am prezentat. Dânsul este Eusebiu Damian, secretarul meu. Bună ziua. Mă rog, dedicația poate fi doar un exces de sentimentalism al doamnei respective, îndrăgostită de autor în mod ideal, desigur. Da, ai dreptate, Eusebiu, deși... Da, da. Știam că veți gândi așa. Haide, Niculina, să mergem. Eu nu vreau să întunec imaginea mamei mele. Să mergem. Te rog,
Vă rog, pe amândoi rămâneți, că nu știu cum să vă spun. Nu are rost să facem acum un proces de intenție. Ați venit la mine cu sufletul deschis și eu mă bucur că v-am cunoscut. Dar spuneți-mi, când are loc nunta voastră? Mâine, la oficiul stării civile al sectorului 3. Dar pentru noi, partea legală este doar o formalitate. Legătura noastră, tainică, magică, este teatrul. Binecuvântează-ne, maestre, părinte, tată. Chiar dacă nu crezi încă în povestea noastră, fă ca aripa geniului care te învăluie să ne mângâie și să ne fericească și pe noi. Iertați-o dacă este așa de emoționată, dar nici Niculina nu și-a mai văzut de mult tatăl. Taci. A fost prizonier de război și... Taci, Laurian! Povestea cu fata care își caută tatăl o vom spune altă dată. Clipa asta e numai a noastră. A noastră și a maestrului. Așa este. Tată necunoscut și nevoit al meu, îndrumă-ne și ne luminează calea spre adevăr. Minunat! Minunat! Știam că pentru actor viața se îmbină cu arta. Da, m-ați emoționat, copii. Aproape că vă cred. Deci credeți doar în arta noastră, nu și în adevărul spuselor noastre. O să vedeți, o să vă convingeți singur, dacă vom fi mai mult împreună. Dar până atunci... Până atunci, vă rog frumos, mai recitați-ne ceva, copiii mei. Aveți o mare putere de a emoționa. Cântece de nuntă, obiceiuri românești. Înfloriți, flori, înfloriți, că mie nu-mi trebuiți, că voi când împopoceați, mi-i atunci trebuiați. Înfloriți, flori, înfloriți, înfloriți, flori, stați, părete, că eu m-am ieșit din fete. Plângeți ochi și lacrimați, că voi sunteți vinovați, că cei iubiți nu lăsați și ce vedeți nu uitați. Cât sunt tineri se jucară, doi cu doi nu se luară, cât sunt tineri se iubiră, doi cu doi nu se întâlniră. Foie verde, foie lată, când eram la maica fată, știi în floare cum se poartă o foiță de susai, după ce mă măritai, după ușoacă. Cuciuliță de argint, amândoi ne-am potrivit și la ochi și la sprâncene, ca doi porumbei la pen. Cuciuliță de alam, amândoi suntem dosam. Minunat. Minunat. Cum vă puteți transforma așa? E în voi o credință, o emoție care depășește cadrul acesta banal al vieții obișnuite. N-am văzut niciodată o asemenea schimbare la o actriță, o asemenea transfigurare. Noi credem că teatrul are... Ar trebui să aibă o funcție magică. El poate recrea clipe care au fost sau poate să le plăsmuiască pe cele care vor fi. În asta stă eternitatea lui. De fapt, viața noastră e o continuă creație de miraje. Da. A fiecăruia în parte. Teatrul poate deveni un vis colectiv care să depășească granițele strâmte ale prezentului prin semnificațiile lui. Așa este. Așa este. Bravo, Niculina. Dacă aș putea, aș încerca să scriu un asemenea teatru. Da. Și de ce nu puteți, maestre? Știu și eu. Când mă gândesc să scriu teatru, parcă văd un zid alb ca de zăpadă, de nepătruns, care îmi pune stabil. Să lăsăm obsesiile mele. Voi, copii, ați venit aici să-mi cereți binecuvântarea pentru o nuntă reală sau imaginară, cum spuneți voi, teatrală? Și pentru una și pentru alta. Se întrepătrund, așa cum viața se întrepătrunde cu semnele magice ale altor înțelesuri.
Atunci, Laurian, Niculina, vă binecuvântez pentru nunta și pentru viața voastră. Mulțumim. Mulțumim. La revedere. Maestre, eu văd că v-au cucerit cei doi tineri. Niculina e atât de frumoasă, de deșteaptă, de neobișnuită. Eu n-am mai întâlnit până acum o femeie ca ea. Eusebiu, temperează-ți entuziasmul. Tu o ai pe logodnica ta, pe Valeria, care e o fată deosebită. Da, da. Niculina e Circe. E o vrăjitoare care te face să trăiești dincolo de realitate. Cel puțin acum ai fost cinstit cu mine, Eusebiu. Niculina te fermecase. Asta se întâmplă atunci când am cunoscut-o. De ce ai vrut să-mi reamintesc tot? Pentru că trebuie în sfârșit să-ți limpezești sentimentele. Nu crezi că e prea târziu? Doar ne-am căsătorit. Da! Și tocmai de asta aș vrea să pornim la drum, știind cu precizie ce simțim unul pentru altul. Mai bine spus, ce simți tu pentru mine. Te iubesc pentru toată viața, definitiv. Nu te mai îndoi, nu te mai chinui singură. Și eu te iubesc. Și tocmai de asta trebuie să știu dacă am făcut bine sau rău că nu m-am despățit de tine. Atunci când aproape nu te mai vedeam, când erai veșnic ocupat. Eram, lucram foarte mult pentru volumul de memorie al lui Pandele, doar știi, lucrezi și tu la editură. Recunoaște că atunci fugeai de mine și alergai după Niculina, deși știai că viața ei era teatru. Era Laurian. Maestrul Pandele părea că se joacă cu noi, ca și cum ar fi făcut totul ca să ne întâlnim. A doua zi după ce i-am cunoscut, m-a trimis la primăria sectorului 3, unde trebuia să fie cununia lor. M-a rugat să le cumpăr din partea lui un imens buchet de trandafiri roșii, exact 19. Ah, deci buchetul nostru e ca o aducere aminte a celuilalt, nu? Dar cine ni-l trimite? Cine? Maestrul Pandele a dispărut. Serdarul a dispărut. Și Niculina? Din fericire pentru mine. Nu spune asta. Dragul meu, mă tem că încă ești fermecat de ea. Vorbești cu păcat. Așa cum vorbea și Ecaterina când m-am întors acasă la maestru și am descoperit că... Întâmplată, Caterina, de ce plângi? Maestru Pandele a plecat. Și-a făcut singur valiza și-a plecat. Niciodată nu s-a întâmplat să-și facă el singur valiza și să nu-mi spună unde pleacă. Nu a lăsat niciun mesaj pentru mine? Ba da, a lăsat. A lăsat un plic sigilat pe birou. Eu l-am tot întrebat unde se duce, unde se duce, dar n-a vrut să-mi spună nimic, 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 nimic. Poate că dacă îi citim scrisoarea, vom găsi o explicație. Ah, te rog frumos, pune buchetul ăsta de trandafiri în apă. E păcat să s-o firească. Păi cum? Nu l-ați dat tinerilor buchetul ăsta din partea maestrului? Nu i-am putut găsi. Poate am confundat primăriile, poate și-au dat alt nume, că doar sunt actori sau... Mă rog, poate nunta lor e doar o... în scenare, nu știu ce să cred. Mă rog, în sfârșit, grav e că maestru a plecat așa pe negândite și aveam atâtea de discutat. Hey, ce spune? Ce spune în scrisoare, domnule Damian? Evenimente decisive se pregătesc în viitor. Nu știu cât timp voi lipsi. Aoleu. Te rog, ai grijă ca memoriile mele să apară la data fixată. Oh, numai de n-ar dispărea câteva luni ca atunci cu studenta aia la Sighișoara. Dar măcar atunci știam unde e. I-am trimis și pachete cu mâncare, că de aia, fata aia, numai de mâncare nu-i făcea. Asta nu-i treaba dumitale. A venit mașina Societății Scriitorilor să-l ia? Da, de unde? A plecat cu o camionetă hodorogită, de mi-era rușine să nu-l vadă vecinii. Și cine era în mașina? Nu cumva era o femeie? Fata aceea care venise cu serdarul? Nu, dar de unde? Și eu m-am temut la început că era fata aceea. Dar nu, era o bătrână.
O bătrână așa cu niște haine ponosite, că ea a venit să-l ia. Te răspund eu. Da. Da? Alo? Ei, domnule Damian, care sunt instrucțiunile de la Angel Pandele? Maestru a plecat la țară deocamdată. Știu, știu, mi-a telefonat înainte de plecare, din interese de serviciu, spunea. Dar mi-a spus că ți-a lăsat instrucțiuni. A, dacă e vorba de primul volum din memorii, da. Volumul va apărea la data fixată, așa m-a rugat, dar e vorba de un alt proiect senzațional, un volum de teatru. Teatru? Un volum întreg? Maestru Pandele a scris romane, nuvele, eseuri, dar teatru? Adică da, a scris o singură piesă care se numea Orfeu și Euridice. Nu știu cum se numește, dar a vorbit de fapt despre mai multe piese. Un volum. Eu aștept cu nerăbdare să-mi dai textele. La revedere, domnule Damian. La revedere. Ei, ce-ați aflat? Lasă-mă, Caterina, nici eu nu știu mare lucru. Auzi, teatru, vrea să scrie teatru. Știți ce cred eu? Că femeia, fata aceea, ea e de vină. Acum eu, dacă mă gândesc mai bine, cred că ea a venit să-l ia, dar era costumată pe semne. Țineți minte, dumneavoastră, când jucau teatru, avea mereu altceva pe ea. Nici nu știai de unde le scoate. Poate mă gândesc din rochea aia largă pe care o avea pe ea. Dumneata, te uitai pe furișe, Caterina? Păi sigur! Sigur că da, eu nu mai văzusem așa ceva. Avea pe ea un costum sub roche și rămânea în el și era așa când argintiu, când negru. Și se juca cu niște șarfe care zburau prin cameră, dispăreau și vocea ei ciudată care îngâna un cântec străvechi de nuntă. Da. Era bată s-o bată. Era nemaipomenită. E, las că am văzut eu cum vă uitați la ea. Erați împietrit de frumusețea ei. Caterina. Păcat. Păcat că n-ați găsit-o să-i dați trandafirii. Dar eu tot cred că nu-i mai trebuiau, că a plecat cu maestru. Da. Câți sunt în buchetul pe care l-a trimis maestru? Ia stai că-i număr eu. 19. 19 trandafiri roșii. Și încă 19. Cum adică și încă 19? În popor se spune că numărul ăsta, 19 trandafiri, înseamnă o iubire nestinsă. O iubire nestinsă? O iubire nestinsă. Pentru cine? A cui? N-am mai apucat să-mi pun întrebări, pentru că a și sunat la ușă. Venise un tânăr, un motociclist cu un bilet de la Pandele. Maestrul îmi scria: vino la mine cât de curând, Eusebiu. Tânărul acesta te va aduce peste câteva zile la mine. Ai să vezi, aici este o atmosferă deosebită, iar tinerii sunt extraordinari. Tinerii? Adică Niculina? Nu Niculina, toți tinerii de acolo. Dar bine, asta aveam să o aflu mai târziu. Nu înțeleg cum ai putut să pleci fără să-mi lași o vorbă la editură, fără un cuvânt. Am fost luat prin surprindere, crede-mă, trebuia să mă grăbesc, m-am gândit că o să înțelegi. Oricât de mult îl iubeai și îl admirai pe maestru, tot trebuia să te gândești la mine. Sau mă și uitasești. Nu te uitasem, da? Cele câteva rânduri de la Pandele m-au uimit. Nu mă mai puteam gândi la altceva. Mai spunea Laurian și Niculina sunt amândoi orfani. De aceea s-au înțeles atât de bine. Niculina își caută tatăl de 5 ani. El a fost prizonier de război, s-a repatriat, dar de găsit nu l-a mai găsit niciodată. De aceea avea nevoie de un tată și venise să-l caute pe maestru Pandele. Mă rog, nu vreau să remarc ironia din cuvintele tale. Iar despre Laurian spunea că, deși este deja foarte drag, este imposibil să-și amintească zilele de Crăciun din 1938 la Sibiu.
Oricum e nemai auzit să pleci cu un necunoscut spre o destinație necunoscută, fiindcă așa voia maestrul. Nu, stai puțin, și către un destin necunoscut. Poate scris dinainte. Dar crede-mă, Valeria, nu mi-a fost dat să trăiesc o experiență ca aceea niciodată. Nu schimbasem doar aerul, ci clipa istorică. Parcă mă întorsesem în trecutul îndepărtat. Stai să mă întâlnim ușa asta. Știu că ești obosit de drum, Eusebiu, dar vreau să vezi un fragment dintr-o dramă istorică scrisă de mine aici pe fugă, dar într-o inspirație divină, aș putea spune. Toate textele mele sunt admirabile, dar admirabil jucate, să vezi, de studenții lui Ieronim Tanase, un tânăr regizor. Acești studenți sunt viitori actori, dar și înotători în echipa Uzinei Uricani, care ne-a pus la dispoziție și sala pentru repetiții. O fostă sală de gimnastică pe care noi am transformat-o în sală de spectacol. Experimentăm textele scrise de mine noaptea, apoi în raport cu repetițiile, eu le corectez, apoi vei intra tu în acțiune, le vei dactilografia și le vei duce la editură. Deci acum scrieți teatru, maestre Pandele. Da, Eusebiu, închipuiește-ți. Sunt atras cum n-am fost niciodată de posibilitățile textului dramatic. Vreau să asist la o repetiție, spectacol, apoi să ne apucăm de treabă. Bine, gata, gata, vă rog frumos, hai să începem. Liniște, liniște. Acum așezați-vă, vă rog, începe. Hai să vezi, tinerii aceștia sunt pur și simplu extraordinari, așa cum ți-am scris. Păcat că mă simt atât de obosit, mă lupt cu somnul, n-am avut răgazul să dorm de câteva zile. Am pregătit textele pentru că vorbim din asta de mine. Știu, îți mulțumesc, hai să învingi somnul, e prea important ce se întâmplă aici. Curios, sala asta e acoperită și totuși parcă văd stelele. Parcă simt vântul. Tăceți, începe. Da. Din memorie, rolul câtorva animale în istoria universală.